Separare înseamnă în stomatologia se întrerupe suprafața de contact dintre dinți. La nivelul suprafețelor de contact se ating dinții noștri între ei. Dacă se urmărește a se lucra la acest nivel, atunci contactul trebuie întrerupt, adică separat. Aceasta se realizează cu ajutorul gumițelor, numite gumițe sau inele de separare. Mai mult despre aceasta în videoul cu același nume. De ce separare? Păi, de exemplu, pentru a sigila caria incipientă. Mai mult despre aceasta în videoul Sigilarea cariei dentare incipiente sau trebuie plasate inele peste dinți pentru a fixa o aparatură ortodontică, adică de îndreptat dinții, sau pentru a fixa o infractură. Mai mult despre aceasta în videourile Infractura dentară și aplicarea inelelor ortodontice. Pentru a separa dinții, se introduc între aceștia gumițele sau inelele de separare. Astfel, dinții sunt deplasați o idee în mod nedureros, astfel încât suprafețele lor de contact să nu se mai atingă. Aproape că nu simțiți gumițele și nici la mestecare sau la vorbire nu vă incomodează. Uneori se poate pierde sau înghiți un astfel de inel, ceea ce nu reprezintă o problemă, căci se aplică unul nou. Nu există alternative rezonabile la separarea dinților. Riscurile separării sunt în cazul unui medic experimentat aproape de neglijat. Totuși, se poate ajunge, desigur în cazuri izolate, la complicații care mai apoi necesită luarea unor măsuri. La fiecare dintre acestea se poate din nou ajunge la complicații, care pot duce inclusiv până la pierderea dintelui. Aici se discută doar riscurile tipice separării dentare, ca de exemplu lezarea structurilor învecinate cu cleștișorul de separat, ca de exemplu limba, obrazul, dinții vecini cu urmările de rigoare, aspirarea, deci inhalarea, gumițelor de separare, caz în care uneori este nevoie de îndepărtarea lor endoscopică din căile respiratorii, înghițirea gumițelor care este de neglijat în afara faptului că astfel dinții nu mai sunt separați, caz în care este necesară reluarea procedurii de separare.